Te salut! România, oriunde te-ai afla, în acest videoclip am să vă arăt cum să montați, demontați autocatul la motocoase. Deci, cam, în general, se potrivește și la cele de la Ruris, Dac, Expert, Zimbru și mai sunt multe alte modele. Deci, în primul rând, aici avem, și aibă, avem o gaură, avem cheia imbus. Fiți atenți că mai este o gaură și de desubt la șaiba care e pe transmisie, deci acolo trebuie să introduceți cheia imbus, găsiți, să blocați autocatul, deci nu mai merge, numai așa puteți să desfaceți. Și atenție, filetul este invers, este pe stânga, deci în partea asta se desface, în stânga se strânge, deci este cu filet pe stânga. După ce ați introdus cheia imbus, ați blocat, atunci puteți să desfaceți autocatul. Deci uitați. Stânga. În partea stângă. Deci în partea stângă se strânge, în dreapta îl desfaceți. Vedeți? L-am desfăcut. L-am luat jos. Uitați. Vedeți? Avem șaiba. Transmisie putem. Mai aici mai avem o șaibă, dar puteți să folosiți și fără șaiba asta și cu șaibă. Aia, în general folosești cu această șaibă pentru că protejează transmisia dinții care aici are fel de dinți. Vedeți? Atenție când puneți șaiba, să nu puneți greșit, să rămână așa undeva afară, pentru că atunci se strică filetul la transmisie. Deci o introduceți bine să fie fixată. Vedeți? Este la locul ei aproape. Bun. Avem autocatul. Cu filet pe stânga. Punem, fixăm. Atenție să prindă filetul ca lumea. Pentru că dacă nu o stricați, după ce simțiți că prinde, învârtiți ușor spre stânga, suciți până ajunge aproape. Când vedeți că merge mai greu, mai strângeți un pic și lăsați așa, nu strângeți chiar tare. Și aveți imbusul, vedeți, s-a blocat, este gata, el merge deja. Nu are joc, nu are nimic. Vă mai dau un pont, deci aici aveți. Pentru cei care nu știți și v-ați cumpărat o motocasă nouă, aici aveți un fel de lamă de cuțit, adică ea ce rol are? Are rolul, stați, vedeți, dacă firul, aici la mine e prea scurt, dacă firul se lungește prea tare, când, în timpul când cosiți, te atinge la pământ, el ajunge aici la lama, aceasta de pe apărătoare, și dacă e prea lung, se scurtează, că prin lovire se rupe din el, la maltaie. Deci atenție pentru cei care ați luat motocasă nouă și aveți acest tip, deci la Ruri, Sexpert, Dac, Zimbru, aveți aici trei șuruburi. După ce ați montat, după ce folosiți un pic motocoasa, un pic, adică folosiți într-o zi sau două, deci aici aveți trei șuruburi. Verificați întotdeauna șuruburile să fie strânse, deci aici la cuțit. Pentru că dacă ele după ce folosiți, prin vibrații sau cine știe, n-ați strâns bine, se desfac, cuțitul începe să joace și începe uzura. Deci se strică, ba, iasă firul prea mult, lovește în apărătoare, rupe apărătoarea, sau se strică aici filetul, mai puteți pune cuțitul, deci e bine să verificați. Totdeauna să fie fixat. Șurubele strânse și după aceea puteți să lucrați fără grijă, pentru că funcționează cu grijă. Deci cam atâta este montarea de montare autocatul. Te salut, pe curând și nu uita că și tu poți.